Actualitatea în obiectiv cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc că sunteți cu noi aici la Radio Voce Evangheliei București Vă mulțumim că sunteți aici pe frecvența Veștilor Bune și urmăriți materialele pe care le pregătim pentru dumneavoastră cu drag și spre a fi o binecuvântare. Astăzi vom continua tematica din ediția trecută, vom vorbi despre lucrarea muzicală Continental Kids, împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră, Timotei și Melinda Onea din Cluj, din nou prin legătură directă prin internet. Ne bucurăm să fie alături de noi și să putem continua acest dialog. Timotei, Melinda, am înțeles de la voi că undeva ne spuneați în perioada de mijloc a turneului, alocați un timp special în care vă apropiați de copii, de adolescenți și aveți un timp așa mai personal, mai spiritual, în care le prezentați mărturia personală, modul în care Dumnezeu v-a schimbat vouă viețile și de fapt asta e cel mai important, esențial, să conștientizeze copiii că au nevoie de o relație personală cu Dumnezeu. În continuare aș vrea să ne împărtășiți câteva experiențe din lucrare, din viața acestor copii, adolescenți. Noi așa pe alocuri am mai aflat de unele mărturii ale unor copii adolescenți care au participat în astfel de slujiri în edițiile anii anteriori. În care uh, viața lor s-a schimbat în mod vizibil spre binecuvântare, și uh, e lucrarea lui Dumnezeu care uh, merită apreciată și uh, îl dăm slavă Domnului pentru asta. Însă, cred că ar fi o încurajare și pentru, pentru noi dacă uh, ne-ați spune așa din câteva uh, experiențe din trecut despre modul în care ați văzut uh, mâna Domnului și modul în care Dumnezeu atins viețile acestor adolescenți copii. Noi ne bucurăm de fiecare dată când mergem în turneele continental, tocmai pentru că reușesc să-mi să spun mărturia acestor adolescenți. Copilăria și partea mea de adolescent a fost destul de zbuciumată. Nu mi-am petrecut-o foarte mult în biserică și în casa al Domnului, ci fugeam de tot ceea ce înseamnă Dumnezeu și căutam fericirea și bucuria mea în alte lucruri Și am o mărturie pe care pot să le expun și să le spun Uite, eu am făcut greșelile astea și uite cât m-a costat să le fac Și dacă și tu te confrunți cu asemenea bătălii, uite, există o soluție pentru, pentru a câștiga și pentru a îndrepta lucrurile eu am fost influențat de anturaje, și ei la rândul lor au anturaje și au colegi care fac anumite lucruri la școală, da, și văd anumite situații la școală. Și în momentul în care stai de vorbă cu ei și le spui despre experiențele tale, atunci ei încep să se deschidă și încep și ei să spună, uite, și eu m-am confruntat cu păcatul Y sau cu păcatul Z. Și așa am ajuns să descoperim că unii dintre ei, um, unora dintre ei, le era frică să vorbească cu părinții lor de faptul că sunt, nu știu, dependenți de uh, pornografie, de exemplu, și um, noi a trebuit să luăm măsuri din punctul ăsta de vedere, să dăm sfaturi, să discutăm cu părinții. Uh, alte ori au fost uh, situații de abuz la școală și. Um, Aveam o fetiță care era bătută și șantajată de colegii ei și nu le-a spus niciodată părinților ei detaliile astea. Și am aflat noi și am luat măsuri. Au mai fost situații când am descoperit că aveau anumite poveri pe ei pe care nu le puteau discuta și comunica cu nimeni. Și în lumina scripturii și în cererea prezenței lui Iisus Hristos, discutând și rugându-ne împreună, am văzut copii eliberați de povara lor, copii care vor să-și îndrepte comportamentul, adolescenți care vor mai mult de la viața asta decât nu știu, să mănânce sau să petreacă și îl caut sincer pe Isus Hristos. Dar nu o să se întâmple niciodată să ajungi la mărturii puternice dacă tu, ca adult, ca și coordonator, nu te deschizi și îți spui viața. Și mai completez eu cu o bucurie, cel puțin uh, mi-a încântat foarte mult faptul că deja avem sau sunt aproximativ 4 sau 5 persoane care au încheiat un un legământ cu, cu, domnul în apa botezului în urma la turnelor domnule. la care au participat da, și este o bucurie. Vedem cum s-a transformat viața lor, exact cum a spus și Timotei. Adevăr, e o lucrare măreață, e lucrarea Domnului și uh, voi v-ați pus doar la dispoziție timpul și resursele și ceea ce sunteți voi. Și uh, Duhul Sfânt e cel care, într-adevăr, schimbă uh, viețile oamenilor și a adolescenților, și le creați un context, înțeleg, în care ei pot să asculte Evanghelia, să înțeleagă că și alții au trecut pe unde trec ei sau s-au confruntat cu unele lucruri sau unele asemănătoare cu care se confruntă și ei și asta probabil le dă o încredere și le dă curaj să se poată eu știu, confesat de stăinui și în același timp să caute soluții pentru, pentru viața lor. Este extraordinar modul în care Dumnezeu lucrează și aș vrea un pic să ne, ne spuneți câteva experiențe legate de modul în care văd ei slujirea aceasta muzicală. Uh, înțeleg că acolo sunt copii, așa cum vorbeam, selectați uh, cu talente muzicale care uh, unii uh, vor să continue să slujească pe Domnul pe linia aceasta muzicală, își dezvoltă abilitățile. Cum văd ei slujirea aceasta din biserică în biserică în care cântă, uh, își aduc aportul prin vocea lor, prin... Uh, eu știu un verset, o poezie, sau anumite intervenții pe care le au ei în acele programe? Din ce am putut să observ, ei sunt foarte entuziasmați și încurajați. În momentul în care, la final de program, vin frații și dau mâna cu ei sau spun o încurajare. Noi ce încercăm este să le spunem înainte de fiecare program Să meargă să dea mâna cu frații, să le spună un bun venit la biserică Să nu stea nepăsători în față pe scaune și să povestească ei între ei Și să încerce să chiar și prin lucrul acesta să transmită mai departe dragostea lui Hristos um, Și în momentul în care oamenii la final vin și le spun că au cântat frumos sau că au avut așa o, o energie frumoasă sau uh, că au fost frați încurajați prin. Uh, Cântări prin program, se bucură foarte mult de lucrul acesta și observăm de la o zi la alta, de la un concert la altul, cum ei sunt tot mai motivați și mai motivați și ne spun, uite, am vorbit cu fratele de acolo sau gata, ne-a spus că, sau uh, sunt foarte încurajați și foarte bucuroși de, de progres. Ei se bucură foarte mult, mai ales pentru faptul că le dăm responsabilități. Fiecare dintre ei are responsabilități diferite în fiecare zi, de la punerea scenei la strângerea scenei, la curățarea mașinilor și așa mai departe, și la slujirea la programul propriu-zis. Și majoritatea dintre ei se bucură și cumva se simt importanți când li se dau responsabilități și sunt puși la treabă. Paradoxal, după ce ajung acasă, părinții ne întreabă: Ce ați făcut cu copilul meu, că e așa ascultător și așa de ordonat? Și cumva, noi, în Continental, inspirăm de la început disciplina, nu militaria, dar disciplina, pentru că trebuie să fim o echipă disciplinată, mai ales că suntem undeva la două 3 microbuze care mergem în toată țara, undeva la 19-20 de adolescenți. Suntem mulți și trebuie să fim rapizi și eficienți când încărcăm, când descărcăm, când ne trezim, cum ne organizăm și toate lucrurile astea, dacă le pui împreună și cu partea de slujire, contează enorm de mult ca ei să se simtă importanți și să primească responsabilități, iar noi întotdeauna încercăm să le impregnăm ideea faptului că în fiecare biserică în care mergem noi nu suntem vedete, nu suntem niște oameni care au venit să cânte, ci suntem niște slujitori și pentru faptul că suntem slujitori, în primul rând mergem acolo ca să-i slujim pe acei frați. Chiar dacă sunt o biserică mai mică sau mai mare, nu contează, noi trebuie să avem atitudinea corectă. Doamne ajută, mă bucur, ca și moto continental a avut acest slogan, acum e timpul și cred că e un timp potrivit pentru toate, inclusiv pentru predicarea Evangheliei și lucrării acestea care e primordială de împărtășirea valorilor lui Dumnezeu, tinerei generații, așa cum faceți și voi. E timpul și pentru disciplină, care asta vreau să punctez, dar mă bucur că ai spus, Timotei, eu am fost impresionat de modul în care am văzut pe fiecare, așa ca niște furnicuțe, știe a fiecare ce are de făcut la montarea scenei, așa cum ai menționat, la strângerea tuturor lucrurilor, așezarea lor, și ă, asta a dat așa o notă de ordine, o notă de profesionalism, și cred că îi va ajuta și pe ei în viața lor personală de ce nu. De asemenea a fost o încurajare, așa cum spuneați, am auzit și eu o mărturii din rândul părinților în care au văzut niște schimbări în viața copiilor lor, adolescenților lor, în urma participării la aceste turnee de slujire. Cum ați avut relația asta cu bisericile sau cu frații pe care i-ați vizitat de-a lungul anilor. Știu că lucrarea continental s-a bucurat și se bucură de o apreciere frumoasă în România și sunteți apreciați, însă de la turneu la turneu, așa ați observat anumite, nu știu, schimbări sau cum percep frații bisericile lucrarea pe care o faceți? Am să încep eu prima dată pentru că o să fiu scurt și o să o las pe Melinda să spună mai multe. Noi ne bucurăm de fiecare dată când ajungem într-o biserică și frații de acolo ne primesc cu drag datorită celor care au fost anul trecut și au lăsat un miros bun și un gust bun după ei. Și noi cumva primim harul pe care uh, l-au primit și, și ceilalți și l-au lăsat acolo uh, și ne-am bucurat foarte mult ca anul 2023 uh, să fie un an foarte interesant în care a fost primiți Extrem de bine peste tot pe, pe unde am mers și ne-am bucurat de primirea călduroasă pe care ne-au arătat-o frații. Nu cred că am foarte multe lucruri de spus în plus. Sunt de acord cu ce a spus el. Ne bucurăm de o primire bună datorită echipelor care au fost înainte și se întâmplă ca o echipă sau între. Două echipe care vizitează o localitate să treacă câțiva ani și totuși am observat și anul trecut au fost frați și biserici care ne-au spus că n-ați mai fost de mult pe la noi, dar ne bucurăm foarte mult Dar trecută biserica a fost foarte încurajată și cumva vedem că mărturia asta rămâne uh, în amintirea fraților și asta este ceea ce ne luptăm și vrem de fapt să se întâmple de fiecare dată Sperăm ca și anul 2024 să primiți invitații călduroase cel puțin măcar din partea asta de sud a țării, a bucureștenilor și nu numai. Noi am fost foarte impresionați și ne-am bucurat de slujirea pe care ați făcut-o cel puțin în biserica locală în care slujesc și dăm slavă Domnului pentru asta. Ne apropiem de, de finalul materialului, de, de finalul acestui interviu cu voi, însă nu înainte de a vă da posibilitatea de a ne spune câteva lucruri, atât cât le aveți conturate la momentul acesta despre lucrarea de misiune din anul 2024, de turneile sau proiectul de misiune pe anul 2024. Dacă sunt anumite provocări, eu știu motive de rugăciune pe care le puteți împărtăși cu cei care ne ascultă pentru a primi mai mult sprijin spiritual pentru a ne uni și a fi cumva conlucrători, împreună cu voi, la acest proiect frumos? Desigur. Avem o echipă care s-a întors dintr-un turneu din Anglia săptămâna trecută, deci activitatea continentală a început deja Uh, echipa aceasta a fost o echipă de uh, adulți care au fost împreună cu instrumente, uh, plecați în Anglia într-un turneu de o săptămână și urmează sau uh, s-a deschis deja lista pentru turneul din martie. Uh, aceste turnee de iarnă, să spunem așa, sunt în principiu turnee de adulți, iar cele de copii și adolescenți în principiu, sunt vara, pentru că atunci sunt ei în vacanță. Dacă domnul ajută, vrem și anul acesta să avem turnee de copii și de adolescenți. Înscrierile încep undeva prin luna martie și se termină prin luna mai, în funcție de cum se uh, trasează sau cum se hotărăște uh, timpul pentru fiecare turneu. E de știut pentru cei de acasă înscrierile undeva în luna martie să se uite pe site la voi acolo și să se documenteze. Da, Spun, da, da, știu. Da. Spun asta pentru că uh, m-au mai întrebat și atunci când ați fost la noi uh, buni adolescenți din biserica noastră, cum pot să ia legătura cu voi, cum se pot înscrie, cum pot fi și ei parte din uh, acest proiect uh, minunat. Cum uh, Vă gândiți. Știu că la momentul ăsta poate încă e prea devreme să discutăm despre ceea ce veți face anul acesta, însă bănuiesc că dacă vă va ajuta Domnul, probabil veți merge pe același tipar, o echipă în nord, o echipă în sudul țării, tot în perioada verii, cum ați spus, cu alți copii sau cu majoritatea de copii noi, că bănuiesc că vor fi și alții interesați și veți continua să, să mergeți în localități, în biserici unde veți fi invitați, primiți pentru a vesti Evanghelia și pentru a face slujirea aceasta de dragul Domnului și spre a fi o binecuvântare. Da. În primul rând, eu cred că cei cei care se vor înscrie, da, copiii care se vor înscrie în funcție de localitățile din care ei fac parte, o să se facă într-un fel anume și uh, partea de turneu. Și uh, pentru noi este important să avem în fiecare an un uh, număr de fete și un număr de băieți, da, căutăm băieți, suntem în o tare de băieți. Și ne bucurăm foarte mult că în anul 2023 Domnul ne-a dat băieți cu care să slujim. Rolul lor este foarte important în ceea ce înseamnă turneele continental, iar partea de sud sau de nord este și orașele prin care trecem, este definită de localitățile din care fiecare copil face parte, și turneul se face și se conturează după ce noi știm exact. Cu cine vrem să plecăm în turneu, după care începem și sunăm și vedem bisericile care ne primesc în drumul nostru până în ultimul punct cel mai îndepărtat de pe hartă, da, în care putem ajunge în, în România. Da, Timotei Melinda, eu vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a face acest material, de a ne împărtăși, a ne prezenta câte ceva din culisele acestei lucrări. De fapt, nu sculise că au ajuns o lucrare destul de cunoscută în România și frumoasă, apreciată. Înțeleg că domnul e cel care folosește și tânăra generație în lucrarea sa, chiar dacă unii ar spune că s-au dus speranțele sau știu, poate nu mai există speranțe în sensul acesta, din contră eu cred că uh, lucrarea Continental Kids este o lucrare specială în care putem vedea tânăra generație în slujire și în perspectivă în lucrarea Domnului uh, și îl binecuvântăm pe Domnul pentru asta. Fin la final de emisiune uh, v-aș ruga pe tine Timotei, Melinda să ne transmiteți așa un gând, un mesaj pentru ascultătorii, telespectatorii noștri care au urmărit acest material, ceva așa de suflet, ceva să fie o încurajare pentru, pentru uh, toți cei care ne urmăresc. Credeți în generația tânără, vorbiți cu ei, iubiții faceți uh, să fie prietenii voștri și să se deschidă și să își pună mereu uh, provocările pe care le au uh, pe care ei le au în viața și în, în uh, viața lor de zi cu zi, uh, oferiți-le har și speranță uh, pentru că au nevoie și încurajare foarte multă. Și veți vedea că maturitatea și maturizarea lor va veni mult mai repede decât ați fi crezut vreodată. Există speranță în generația tânără, dar trebuie să se ocupe cineva în mod constant de ei și ei trebuie să aibă modele la care să se uite, modele din punctul meu de vedere cu identitate neapărat creștină, da, și principii creștine la bază. Altfel, își vor găsi alte modele, alte direcții în viață și uh, probabil că se vor întâlni, se vor întâlni mai târziu cu Dumnezeu după ani de zile când uh, de fapt puteau să își slujească și să trăiască o viață de calitate cu, cu Hristos. Și aș mai adăuga că rugăciunea, chiar dacă sună așa foarte simplu și poate ne repetăm foarte mult, rugăciunea chiar contează și ajută foarte mult. Observăm că tânăra generație este atacată rău, de către cel rău. Sunt foarte multe ideologii, foarte multe lucruri care se întâmplă și ajung să să intre în, în mintea lor și sunt atac direct la identitatea lor. Și este foarte important să ne rugăm pentru ei, pentru protecția lor, protecția minților. lor. Și exact ce a spus Timotei, să învățăm, să ni facem prieteni, să ne apropiem de ei. Pentru că dacă noi nu, nu facem lucrul acesta, o fac alții, și e foarte important să, să îi înconjurăm cu aceste rugăciuni de, de protecție. Cuvinte frumoase, har, speranță, încurajare, rugăciune, credință. Mă gândesc că n-am mai apucat să vorbim și despre mărturia lor față de, eu știu, colegii de școală, bănuiesc în anumite localități unde ei au putut să concerteze, să cânte, poate și-au invitat colegi de școală, prieteni și au văzut într-o astfel de lucrare, slujire, cred că și asta e o... motivare și e o lucrare aparte în care pot și alții să vadă ce lucrări frumoase face Dumnezeu atunci când te pui la dispoziția Domnului și când trăiește o viață frumoasă pentru el. Timotei Melinda, noi vă mulțumim mult pentru gândurile acestea frumoase, pentru modul în care ne-ați împărtășit din lucrarea pe care Domnul va încredințat-o pentru o vreme, pentru un timp. Vă dorim multă binecuvântare în slujirea aceasta, mult har, sănătate, nu e o lucrare ușoară, Domnul să vă dea putere, protecție spirituală, și să vă folosească mai departe spre slava Lui. Și aveți încă de pe acum, cred eu, o invitație deschisă la noi în București. Vă așteptăm cu drag și vă mai așteptăm cu drag și în emisiunea noastră pentru a povesti despre lucrarea pe care Domnul a făcut-o în anul 2024 și pe care o veți face în anul acesta, dacă Domnul ne va mai da viață și sănătate. Amin. 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 Ne Mulțumim bucurăm. foarte mult! Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniela Alexandrescu și m-am bucurat să fiu alături de voi, împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră, Timotei și Melinda Onea din Cluj, coordonatori ai Lucrării Continental Kids. O lucrare frumoasă, o lucrare cu adolescenți, cu copii, o lucrare muzicală. Cred că ar mai fi fost multe lucruri de spus aici, timpul nu ne permite, însă vă încurajăm să susțineți această lucrare a Domnului în rugăciune, să susțineți la generație, așa cum ați auzit, să-i susținem pe copiii noștri, adolescenții noștri, ca ei să fie folositori în lucrarea Domnului și spre binecuvântarea poporului lui Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați!